Sfântul Iurie, o victorie a farului, poate mai frumoasă ar fi. Da, noi sperăm să facem un meci bun, să reușim să câștigăm, chiar dacă se ia 20 de Paște, noi ne concentrăm pe meci și sperăm să facem un meci foarte bun. Vreți să vă luați revanșa după înfrângerea pe care ți-a făcut acest sezon? Da, vreau să ne luăm revanșa și am reușit să ne învingem în acest sezon în campionatul regulat și sper să reușim acum să ne luăm noi revanșa și să aducem cele 3 puncte la Constanța. Da, noi mereu ne concentrăm pe următorul meci, ce a fost a fost și acum sperăm să ne impunem toate punctele de vedere și să reușim să câștigăm. Cum e să vă antrenați chiar ziua de Paște, clar, aveți timp de stat la masă? Da, este mai special, dar cum am zis, ne concentrăm pe fotbal, pe antrenament și pe meciul care va urma. Publicul poate fi factorul decisiv pentru voi, pentru obținerea victoriei? Da, am văzut că este sold out și eu cred că trebuie să ne încurajeze și publicul și galeria și sperăm să reușim să câștigăm. Robert, în cele 5 meciuri pe care le-ați disputat până acum în play-off, ați marcat doar de 2 ori, în ultimele 3 meciuri v-ați reușit să marcați. Ce e de făcut pentru a schimba situația? Trebuie să ne antrenăm foarte bine și o să vină și golul. Da, eu sunt bucuros că o să joc și sper să dau tot ce am mai bun din mine, să nu dezamăgesc pe Mister. În absența lui Hefte și Adi Petre, e o presiune mai mare pe umeri tăi acum, dat fiind și că veți întâlni pe FCSB? Nu neapărat. Cine intră în teren trebuie să-și facă treaba și să dea tot ce are mai bun. Tu ai un trecut din Amovistă în spate. Înseamnă ceva deosebit acest meci? Nu neapărat, chiar dacă am crescut la Dinamo, este un meci ca oricare altul pentru mine. Ai obișnuit să faci Paștele, să spunem, pe teren de antrenament, să ieși departe de casă? Da, asta este meseria noastră și trebuie să o respectăm. Pentru fotbal trăim. Te-ai dorit să marchezi, bineînțeles? Da, îmi doresc foarte mult să marchez la fiecare meci, nu neapărat la acesta. Cum se pare atmosfera la Constanța? La ultimele meciuri au venit foarte mulți spectatori, galeria frumoasă. Da, este o atmosferă frumoasă și sperăm la fiecare meci să avem cât mai mulți suporteri alături de noi.